Noi ne-am întâlnit ca să vă spunem la mulți ani. Pentru mulțumesc. Că este astăzi ziua dumneavoastră de naștere. Ce vă mai doriți? Sau ce vă doriți la moment? Păi doresc să scriu, să citesc, să comunic public, să fac ceea ce am făcut toată viața. Toată viața ați făcut lucruri diferite, de fapt. Ați făcut și ziaristică, și prin copaci ați stat, și jos comuniștii ați strigat. Atunci eram foarte atent să văd dacă vine. Avut. Și ce ați mai făcut? Poate urmează și în Parlament ați... Da? Da. Dar EuroTV ce a fost? A cui a fost? N-a fost proprietatea mea niciodată. Sunteți sigur? Sigur, da. De asta Republica Moldova nu poate să se integreze în Uniunea Europeană, pentru că... Nu, Republica Moldova niciodată nu se va integra în Uniunea Europeană și de la un timp încoace nu consider că neapărat este de rău. Uniunea Europeană are probleme foarte mari, Republica Moldova și mai mari, și de aceea nu trebuie să importăm probleme de dincolo de hotare. Sigur că da. Dar până la urmă, noi singuri pe cont propriu, cum ne-am descurcat în viziunea noastră? Nu pe cont propriu, este vorba de o comunicare internațională necesară, bilaterală sau multilaterală, care poate să avantajeze Republica Moldova. Noi suntem între două proiecte care ne ademenesc, Uniunea Euroasiatică și Uniunea Europeană. Trebuie să calculăm foarte bine, în primul rând economic, dar și cultural, religios, ce am câștigat dintr-o parte și în alta. Nimeni nu ne împiedică să colaborăm cu Rusia sau cu Uniunea Europeană, comercial, economic, cultural, politic și așa mai departe, fără a pretinde să fie o piesă de mâna a șaptea într-o construcție regională sau internațională care nu se știe dacă va reuși. Deci, dumneavoastră nu înclinați spre o uniune oarecare? Eu cred că trebuie să profităm la maximum de calitatea noastră de stat neutru și de țară situată geografic între UE și spațiul de influență al Rusiei. Dacă n-ați ajuns la concluzia asta, pentru că altădată optați pentru Uniunea Sigur, România. După ce am căpătat o experiență de peste 20 de ani, de tot umblat prin foruri internaționale, tot circulând prin toată lumea, comparând exemple de dezvoltare a unora sau altă dintre state, am ajuns la această concluzie.